Bună ziua și shalom. Când sărbătorești 100 de zile, înseamnă că a fost un eveniment fericit. 100 de zile de la nuntă, 100 de zile de la nașterea unui copil, unui nepot, 100 de zile de când ai început un serviciu nou, însă când comemorezi 100 de zile, înseamnă că a fost un eveniment trist. Israelul astăzi comemorează 100 de zile de la masacrul din 7 octombrie, de când a început războiul dintre organizația Hamas și Israel. Pentru unii, 100 de zile de când cei dragi le-au murit. Copii, nepoți, surori, frați, mame, tați, bunici. Pentru alții, 100 de zile de când au fost scoși din casele lor și sunt la hoteluri sau în kibuțuri sau în alte zone. Pentru alții, 100 de zile de când cineva drag le-a fost răpit în Gaza și fiecare săptămână, fiecare șabat îl petrec fără el. Pentru alții, 100 de zile de când sunt în Gaza, sunt deja răpiți acolo, în condiții, să spunem așa, inumane, fără mâncare destulă, fără lumina soarelui, în tuneluri. Iar Israelul suferă de 100 de zile. 100 de zile de când sunt probleme, 100 de zile de când sunt atacuri peste atacuri. Astăzi, în a 100-a zi de când a început războiul, au fost 100 de minute de grevă. Toate birourile guvernamentale, transporturile aviatice, feroviare, autobuzele, toate au încetat lucru pentru 100 de minute. Astăzi lumea creștină este chemată să sune din un milion de clopote pentru a comemora cele 100 de zile și pentru a ne aduce aminte de cei aproximativ 240 de persoane răpite, între care încă 136 sunt răpite. Zilele trecute a fost, la zidul plângerii au fost rugăciuni. Peste 8500 de persoane s-au adunat să roage pentru cei 100 și ceva de 136 de persoane care sunt încă răpite în Gaza, dintre care în jur de 115 sau 110 încă în viață. Astăzi Domnul mi-a amintit de Psalmul 100. Mai ales pentru că și președintele Israelului, cât și prim-ministrul Israelului au declarat zilele trecute că ne încredem în armata noastră, ne încredem în posibilitatea noastră de a ne apăra, dar niciunul n-a spus ne încredem în Dumnezeu. Așa că aș vrea astăzi, pentru tot Israelul și pentru toți ceilalți care ne urmăriți, Psalmul 100 să fie un psalm de încurajare. Un psalm în care să strigăm către Domnul. Nu contează în ce situație ne aflăm. Nu contează unde ne-a dus viața sau ce a îngăduit Dumnezeu în viața noastră. Mă încurajez pe toți din Țara Sfântă, din Israel, cu Psalmul 100. Un psalm de laudă. Strigați de bucurie către Domnul, toți locuitorii pământului. Slujiți Domnului cu bucurie, veniți cu veselie înaintea Lui. Să știți că Domnul este Dumnezeu. El ne-a făcut. Ai Lui suntem. Noi suntem poporul Lui și turma pășunii Lui. Intrați cu laude pe porțile Lui. Intrați cu cântări în curțile Lui. Lăudați-L și binecuvântați-i numele, căci Domnul este bun, bunătatea Lui ține în veci și credincioșia Lui din neam în neam. Amin.